toate, ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Jucăm dublu sau nimic în deșteptarea la Europa FM. Astăzi avem 1600 de euro, dar Peneș Curcanul aduce zilnic în casa unui norocos participant un curcan de 15 kg, o carne de calitate cu un conținut ridicat de proteine și vitamine. Luminița e în dimineața. Bună asta. Dimineața, Luminița. Bună dimineața. Ce faci? Bună. La un serviciu. Ai auzit care e premiul, da? Da, da. Cum gătești cei 1600 de euro? Da, păi mai sigur cred că este de gătit curcanul decât cei 1600. Da. Poți să-l faci. Sunt un put cu bani. Put cu bani, bravo. Da, da. Da. Acum lasă, nu te mai gândi la curcan, e deja al tău, 15 kg de curcan ca lumea, dar gândește-te să răspunzi corect, astfel încât să iei și bani. Te sperăm, am mare emoții. De unde ești, Luminița? Din Timișoara. Din Timișoara. Și ai spus că ești la serviciu. Da. Cu ce te ocupi? În domeniul economic lucrez. În domeniul economic, un domeniu larg. Da. Ești cu colegi, ai ajutoare acolo? Nu, sau? Sunt singură. Sunt solo singură. Am înțeles. Da. Bine, Luminița. Ești pregătită să începem sau vrei să mai povestim? Nu, sunt pregătită, dar începem. Bine, domnule. Bine, hai, mult succes, lasă emoțiile deoparte. Mulțumesc. Tot ce știi, transformă în mii. Peneș Curcanul îți aduce cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic în deșteptare. Consumă carnea de curcan românesc, verifică originea pe etichetă și fii mereu câștigător cu Peneș Curcanul la Europa FM. 200 de euro. Pentru 200 de euro în dimineața asta, Luminița, să ne spui care era singurul punct slab al lui Ahile, potrivit legendei. Călcâiul, tendonul. Tendonul. Tendonul lui Ahile. Călcâiul Ahile. Așa, Lebi Paris, că ăla i-a făcut-o, nu? Lebi Paris, cum a tras el, așa țintă proastă avea, a dat înspre el și de emoție n-a nimerit unde trebuia să nimerească, în pept, în alea, nu știu ce... Da, pe lângă, în călcâi. Au, ce-ai făcut? Colegule, nu acolo. Da, da, uite că a nimerit cu 200 de euro. Ca să zic așa. Da. Adevărul, când te lovești în călcâi, doare atât de rău încât cred că e aproape mortal. Doare rău, da. Bravo, Luminița. Bravo, Luminița. 200 de euro. Mulțumesc. Ești foarte liniștită pentru 200 de euro. Nu prea te impresionau, ce? Nu, aștept să văd, să aud următoarea întrebare. Adică ești hotărâtă să mergi mai departe? Da, da. Ce nimereală. Așa zici? Da. Nu e, apropo de nimerit, știi cum s-a nimerit să fie Luminița din Timișoara cu întrebarea a doua de astăzi, știi? Ce a, zic? Bine, și cu, da, ai, acum, na, mergem mai departe, da, Luminița? Da, da, sigur. 400 de euro. Deci norocoasă de fel Luminița? Da. Da, de regulă sunt norocoasă. Nu știu dacă accidentul de norocul. Azi ai fost odată norocoasă că ai fost extrasă și ai intrat în concurs? Da, fiul meu m-a înscris de dimineață că el mă tot întreabă în drum spre școală, mama te-ai înscris? Și am zis, nu, te rog, înscrie-mă tu până ajungem la școală. Ei, dragul și... de el, dar câți ani are? 13, cel mulți mic. Înainte. Mulțumesc, da, fel. Luminița, azi ai nimerit bine de tot, îți spun. Sper. Mai ales întrebarea asta a doua e mânușă. Dar tu ești timișoreancă de Măbârșia? Da, da, da. Familie Timișoara? Da, da. Ok. Hai să vedem. You never know. Mm-hmm. Și o dovadă în plus pentru toți fanii concursului și pentru viitorii participanți care se mai tem uneori se codesc să ne dea detalii despre ei de teamă să nu le punem întrebări nu știu cum altfel decât da. S-ar aștepta, că nu se schimbă absolut nimic. Și întrebarea ta pentru 400 de euro în dimineața asta, Luminița, este: ce culori are drapelul Serbiei? Verde, alb, roșu, nu sunt sigură. I told you. Da, mă, Luminița, tu mai așa un pic, sunt cât vecinii voștri acolo? Câți kilometri sunt până la Belgrad? 100... Dai puțin, că un pic de verde e mai la nord. Cât? 140? Câți kilometri sunt până la Belgrad? Albastru, alb, roșu, nu știu.
ceva de genul. Luminițe, ziceam că sunt banii deja în buzunar. Dar chiar nu mă așteptam de la tine. L-am încurcat odată pe un domn consilier cu drapelul Bulgariei, pe care l-ai prezentat tu adineauri. Era, de fapt, un birou întreg de consilieri care căuta pe Google până au găsit culorile drapelului Bulgariei, dar cu ăsta al Serbiei, pe tine, Bănățean, că sincer nu mă așteptam să te încurc. Da, nu e nimic, emoție, că a știut până detalii, la urmă. Detalii, da, 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 sunt detalii la care n-am fost atentă. Da, îmi pare rău. Nu mă așteptam. Da, asta e, se întâmplă, se poate întâmpla oricui. Te-am pupat, Luminița, alegeți să fiți și data viitoare alături de noi în deșteptarea și să ascultați sau să participați la Dublu sau Nimic, cel mai deștept concurs radio prezentat de Peneș Curcanul. Până atunci, alegeți să consumați carnea de curcan românesc și verificați originea pe eticheta. Dublu sau Nimic, cel mai deștept concurs radio, revine mâine în deșteptarea la Europa FM.